Cățelușul și măgarul. Era odată ca niciodată un gospodar care avea pe lângă casă un măgar și un cățeluș. Măgarul stătea bietul de el afară în frig, chiar și pe timp de iarnă, pe când cățelușul avea cușca lui. I se părea măgarului nedrept că doar el e cel ce poartă saci la moară și fel de fel de poveri cât e ziulica de lungă, în timp ce cățelul moțăie în culcușul său cald și doar din când în când mai scoate câte un lătrat, ca să nu zică careva că stă degeaba. Văzând măgarul că lucrurile nu se schimbă pentru el, se gândi să-l întrebe pe câine de ce e atât de iubit de către stăpâni și cum se face că primește câte ceva bun. Să știi, măgărușule, că nu e greu deloc. Tot ce trebuie să fac este să dau din coadă și să stau în două labe. Atunci stăpâna mă felicită și îmi dă câte o bucățică mai gustoasă din mâncarea pe care tocmai o pregătește. Ar trebui să încerci și tu, i-a răspuns cățelul. Măgarul îi mulțumi frumos și o porni încet spre bucătărie. Intră pe furiș, fără să fie zărit de gospodina care făcea mâncare. Animalul, fericit că nu fusese zărit, merse până în mijlocul odăi, începu să dea din coadă, se ridică în două picioare și, cum nu știa să latre, necheză odată pe limba lui cât putu de tare. Femeia se sperie peste măsură, auzind nechezatul puternic, iar când se întoarse și văzut obitocul în două picioare, scăpă farfuria pe care o ținea în mână. Când își veni în fire, luă vergeaua din colțul camerei și o lipi pe spinarea măgarului. Bietul de el nici până în ziua de azi nu știe de ce a primit acea vergea peste spinare, pe când câinele nu primise decât bunătăți.